Părticele din moaștele Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul au fost dăruite parohiei Sfântul Maxim Mărturisitorul din Iași. În această dimineață, Părintele Siluan de la Mănăstirea Sfântul Neofit din Cipru a oferit credincioșilor din parohia ieșeană racla cu Sfintele Moaște. Evenimentul a avut loc la Biserica Seminarului din Iași, având în vedere că Biserica Parohiei Sfântul Maxim Mărturisitorul este în construcție. Sfintele Moaște vor fi mutate în Biserica cea nouă, care e ocrotită deja de Sfinții Maxim Mărturisitorul și Grigorie Palama. Și iată că Sfântul Neofit venind și el, va fi și el unul din ocrotitorii parohiei noastre. Aceasta s-a petrecut prin rânduiala lui Dumnezeu, noi n-am știut și de aceea socotesc că este un mare dar pentru noi. Nu mi-am închipuit că vom ajunge să ne bucurăm de lucrul acesta, deși nu vă ascund că mi-am dorit lucrul acesta, pentru că de mai multă vreme, împreună cu echipa de la editura Doxologia ne-am ocupat de operele Sfântului Neofit Zăvorâtul. După primirea Sfintelor Moaște, a fost săvârșit acatistul Sfântului Neofit Zăvorâtul și Sfânta Liturghie. Părintele Staris și Obștea nu au dat nicio bucățică din moaștele acestui Sfânt nicăieri. Dacă veți face cerere, este bine, dar nu vă așteptați să primiți ceva. Și Părintele a spus, dacă Sfântul vrea, va veni. Dacă nu vrea, nu va veni. Acesta a fost răspunsul părintelui. Și până în ultima zi de a pleca din Cipru cu avionul, de a veni aici la Iași, exact în ultima zi dimineață, după slujba care am avut în biserică, părintele Stareț vine la mine și spune în felul următor: am să-ți dau și o bucățică de moaște să rămână la Iași. Parohia Sfântul Maxim Mărturisitorul din Iași a devenit astfel primul loc din țară unde credincioșii pot veni pentru a se închina la părticele din moaștele Sfântului Neofit.